Treaba e destul de simplă. La ora 12 noaptea vine femeia de la geam la tine în casă. Tu trebuie să găsești cel mai bun loc de ascunzătoare și ai doar 60 de secunde să te ascunzi. Poți să faci chestia asta? E bine, hai să aflăm, pentru că jocul acesta abia ce s-a lansat și mi se pare foarte, foarte șmecher. Așa că nu uita să apăsați pe butonașul de like neapărat la acest joc, pentru că eu cred că o să mai găsim și alte jocuri de acest gen. Decembrie 24, avem fix 60 de secunde la dispoziție să facem ceva. Suntem la noi acasă, avem bradul aici pregătit, avem cadouri peste tot și primul lucru pe care îl putem face este să punem niște cadouri sub brad, pentru că acestea vor bloca viziunea femeii de la geam care vine. Ia să vedem noi. O cheamă Măraia și o să pun eu aici frumos ăsta. Ia să vedem, mai găsim niște cadouri pe aici prin zonă. Mai este ăsta. Cât mai avem? Cât mai avem? Mai avem, mamă, 30 de secunde. E foarte puțin timp să găsești ceva să te ascunzi și jocul ăsta are multiple ending-uri, așa că stați aici pe fază până la finalul episodului și neapărat să apăsați pe butonașul de like. Deci fiți atenți, fiți atenți că vine. Fiți atenți că nu suntem pregătiți. Deci o să pun asta aici, mă ascund sub brad și voi număra până la 3 și la 3 să apăsăm pe butonașul de like că va intra pe ușă. Haideți, sunteți pregătiți? Hai să vedem. 1, 2, 3 și like! Sper că ați apăsat și voi acolo pe acel butonaș de like, pentru că femeia de la geam tocmai a intrat la noi în casă și mi-e frică că o să mă vadă. Ia uite-o! Oh my god! Aoleu! Aoleu! Lasă-mă în pace, Măraia! Lasă-mă în pace! Nu m-a văzut, nu m-a văzut. A verificat la foc. A verificat la foc. Și vedeți că acolo e nervozitatea ei, acolo sus, în colțul din dreapta. E o bară de nervozitate. Cât de nervoasă e în momentul de față, dacă ne găsește. Aici am uitat să pun cadou și o să mă vadă pe aici, cred că, dacă vine în direcția asta, dar nu știu unde s-a dus. Oh my god, e acolo, o văd. Se enervează, se enervează. Nu m-a văzut încă. O să face din ce în ce mai nervoasă, cred că. Unde e, mă? Unde e, mă? Nu știu unde e. Sincer să fiu. Ah! Mamă, era în spatele meu și nici n-am văzut-o. Și am primit basic ending. Deci cel mai normal ending pe care îl puteai să-l iei, pentru că te-a prins. Dar aparent am primit și endingul ăsta. Deci am două endinguri practic dintr-o singură bucată. Și uitați-vă câte endinguri sunt aici disponibile. Deci avem o grămadă de făcut. Așa că hai să-i dăm aici pe retry și să vedem ce altă chestie putem să facem. În afară de chestia cu cadourile, hai să ne uităm pe aici. Sunt cadouri peste tot și ai putea, tehnic vorbind, cred că să te ascunzi și în altă parte. Uite, mai poți să te ascunzi după canapea. Mai e un loc. Dar, hai să vedem. Uite, am găsit o apă. Ce facem cu această apă? Putem să o aruncăm aici? Ok, am aruncat-o aici. Poți să faci să fie foarte frig în casă. Stai, cum fac asta? Apply changes? Nu știu dacă e bine. Ba da, e bine. Apply changes, gata. Și mă bag sub masă, mă ascund sub masă. Și vreau să fie foarte, foarte frig în casă. Să vedem ce se întâmplă dacă e foarte frig în momentul care vine. Mai avem câte secunde? Stai să vedem. Mamă. Deja bate la ușă. 8 secunde mai avem. 8 secunde. Deci, oameni buni, neapărat să apăsați pe butonașul de like dacă nu l-ați apăsat încă, pentru că e foarte, foarte șmecher jocul ăsta. Și nu mă gândeam că o să găsesc un astfel de joc. Dar iată. Ia uite-o. Ia uite-o că vine. Ok, să sperăm că nu mă vede. Ai, se face din ce în ce mai frig. Vedeți că deja se vede respirația. Ia. Mamă, ce creatură ciudată. Se uită stânga, se uită dreapta. Ok. Hai să vedem ce se întâmplă, că se face foarte, foarte frig în casă. Deci în momentul de față scadeți la minus 40 de grade, dacă vă imaginați. Minus 40 de grade. Ok, am înghețat de tot, ia uitați-vă. Faza e că s-ar putea să înghețe și ea. Asta s-a înghețat de tot. Ia uite-o. E un cup de gheață. Păi așa meriți, ok? Așa meriți, nu o văd foarte bine. E înăuntru în acest cup de gheață. Și acum zice press Z to go back to sleep. Deci practic apăsăm și am primit ending-ul cu gheață. Și uitați-vă câte mai avem. Ok, hai să facem următorul ending.
Ce s-ar întâmpla dacă aș face temperatura să fie foarte, foarte mare în casă? Foarte, foarte mare. Și pe aici ce mai avem? E ceva interesant pe aici? Și jocul ăsta e foarte întunecos, apropo. A, e ceva aici, fiți atenți. A, o brichetă. Voi o să vedeți mult mai luminos jocul față de cum se vede, cum era și jocul de ieri. Dar, na, asta e, n-am ce să fac. Și acum, ca să încălzim treaba și atmosfera, să o încălzim. Hai să vedem cât mai e. Ok, mai sunt 20 de secunde. Ok, a mers. Și acum atmosfera ar trebui să fie foarte fierbinte în casă. Nu știu dacă o să afecteze cu ceva chestia asta. Dar fiți atenți că vine. O să mă ascund sub masă. Și să vedem. Deci am mai foarte fierbinte totul. Ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla? Nu știu dacă există un ending cu chestia asta. Habar n-am. Dar ideea e că ea vine acum și e foarte fierbinte aici, înăuntru. Ia. Ia-o-t-o cum vine, ia-o-t-o cum vine. Ok. A ajutat la ceva chestia asta? Chiar nu știu. Temperatura e foarte mare. Bă, văd... Uitați-vă la fumul ăsta pe aici. Nu știu dacă o afectează cu ceva. Dar ideea e că cred că face ceva până la urmă. Ea ne caută în continuare. Dar nu știu ce să zic. Nici nu știu cu ce aș putea să... Ah, stai că mi-a venit o idee acum cu bricheta aia. M-a văzut? Nu-mi zic că m-a văzut. M-a văzut sub masă, glumești. Ah, dar nu poate să vină sub masă, fiți atenți. Nu poate să... A venit. Ai de capul. A fost iarăși basic ending. Ok, mi-a venit cea mai bună idee. Fiți atenți la faza asta. Deci, mergem și luăm bricheta. Luăm bricheta, ok. Suntem pregătiți aici pe trebușoară și o așteptăm să vină. Și în momentul care vine, ne ducem la ușă. Fiți atenți la faza asta, cea mai bună idee. Am crezut că poate poți să faci, nu știu, să fie gen foarte, foarte cald în casă și să o afecteze cu ceva. Dar se pare că nu prea o afectează cu absolut nimic. Deci, pică treaba asta. Dar, de data asta nu ne vom ascunde, ci vom aștepta la ușă. Fiți atenți la faza asta, trebuie să meargă. Și avem încă 15 secunde. Ok, mergem la ușă. Fain frumos, ne așezăm aici. Facem așa. Hai să vedem dacă merge treaba asta. Ar trebui să meargă în principiu. Ok? Ar trebui să meargă. Nu știu când vine, că nu mai am ceasul ăla acolo, dar cred că deja trebuie să vină. Haide, mă! Eu! Și? A mers! Wow! Ok! Deci am distrus creatura. Nici nu vreau să mă duc acolo, că mi-e cam frică puțin. Iar ușa asta nu poți să ieși pe ea. Mă așteptam să poți să ieși sau ceva de genul ăsta. Dar, iată, încă unul dintre endinguri. Foarte, foarte tare. Avem 4 endinguri deja, dar mai avem o grămadă. Așa că stați pe episod până la final, dacă vreți să le găsim pe toate. Ia să vedem noi ce alt ending mai putem să facem pe aici. Mă gândesc la un ending în care o facem de gheață. Fiți atenți că m-am gândit la chestia asta. Îi dăm minus 40 de grade. Ok. Și după asta avem nevoie de ăsta. Stai, trebuie să facem mai întâi să fie... Unde e mă apa? Cred că am luat un inventory, da. Bun, deci trebuie să facem mai întâi să fie totul rece. După care, după ce e cup de gheață, vreau să încercăm să o dezghețăm. Cred că asta ar trebui să funcționeze, nu? Că bănuiesc că de asta ai ăsta. Că am încercat deja să facem foarte fierbinte în casă și n-a funcționat cu nimic. Deci cred că asta trebuie să fie încă unul dintre endinguri. Hai să ne ascundem, așteptăm să facă cup de gheață, după care o facem din nou, o transformăm din nou, știi? Topim gheața, practic. A, mă, vină încoace. A, mă, dacă ești curajoasă. Ia să vedem. Na, că vine. Moraia. Auto. Bun, s-a făcut de gheață din nou. Și acum tot ce trebuie să facem este să dăm de aici. Să fie foarte, foarte cald în casă. Cum am făcut anterior. Să fie foarte cald. Și acum luăm ăsta. Și dăm aici. Ok.
O să mă bag sub masă, pentru că aici sunt în siguranță. Și așteptăm să dezghețe toată gheața asta, să vedem ce se întâmplă. Deci uitați-vă sus acolo, în colțul din dreapta. Avem temperatura. Și mai foarte, foarte frig. Dar ușor, ușor se va topi gheața asta. Trebuie să se topească, n-are cum. Trebuie să fie un ending ăsta. Mă întreb ce se întâmplă cu ea dacă se topește. A? Hai că se încălzește deja. Se încălzește aici în cameră. Cred că iese pur și simplu de acolo, nu? Ok, nu mai are foarte mult și... ia uite-o! A, tot vrea să mă prindă! Păi ce-am făcut? Nu crezi că-mi dă ending sau ceva? E, tot vrei să mă prinzi? Hai, prinde-mă, na! Prinde-mă, ce să fac acum? Mi-a dat alt ending? Mi-a dat ending-ul că am ars ăsta. Bradu. Ceea ce e foarte, foarte ciudat. A, mi-a dat de fapt două endinguri în unul, pentru că mi-a dat și Ice Karma. Vedeți, ăsta e unul dintre endinguri. Ai înghețat-o, dar după asta ai dezghețat-o și oricum te-a rupt în două. Deci avem două endinguri în unul. Eram puțin confuz, dar aparent poți să faci și chestia asta. Și hai să încercăm noi să le facem pe astea, la alte pe care le mai avem pe aici. Unul dintre endinguri are ceva de a face cu ventilatorul ăsta de aici. Poți să dai în el, ai dat o dată, ai dat a doua oară și dacă dai a treia oară, hop, ia uite. Și cred că poți să folosești asta împotriva ei. Hai să încercăm. Deci practic ne vom pregăti, o să dau o dată, o să dau a doua oară și a treia oară dacă dăm, ar trebui să funcționeze treaba și în momentul în care vine măraia, o așteptăm aici și dăm direct. Doar că, na, aș sta aici, dar îmi pică și mie în cap după asta și nu funcționează așa, că am luat deja ending-ul ăla. Deci mai avem, ok, mai avem ceva de așteptat să vină Mariah încoace, dar hai să vedem. Și ăsta ar putea să fie un loc de ascunzătoare dacă stingi focul. Bănuiesc că ar funcționa. Oh, avem o jucărie aici. Sigur, trebuie să faci ceva și cu jucăria asta. Ok. Ia să vedem, acum trebuie să vină. Deci trebuie să fiu fix pe fază și să nimeresc ventilatorul. Ok. Fiți atenți că vine. Nu știu dacă o să vină aici direct. De obicei se duce în bucătărie sau ceva de genul. Dar depinde, poate e random. Se duce în bucătărie. Ok. Sunt pregătit. Sunt pe butonul de arunca apa. Haide. Haide, Mariah, vină încoace. Vino să-ți arăt acest ventilator minunat. Hai să-l vezi ce tare e. L-am aruncat? A funcționat! A funcționat! Mamă, cât de tare! Fan crashed. E ăsta de aici. Și acum mai avem 1, 2, 3, 4. Deci 4 endinguri mai avem, de fapt. Ok. Asta îmi dă un hint pentru încă un ending. Cred că ăsta e încă un ending, ia să vedem. Da, ăsta a fost încă un ending. Ești prea speriat ca să continui. Doamne. Ok, mai avem 3 endinguri acum. Unul dintre endinguri are legătură cu chestia asta. Era aici o jucărie. Moș Crăciun. Moș Crăciun și prietenii săi. Poate are legătură că... Ia stai o secundă. Am o idee. Ea vine pe aici și dacă pun ăsta aici, poate o afectează cu ceva. Sau poate blochează calea. Hai să vedem dacă funcționează treaba asta. Ar trebui să funcționeze, cred. E cam, aș vrea să fie mai pe mijloc dacă s-ar putea. Și eu o să stau să o aștept aici. Da, fix aici. Să vedem dacă funcționează. Dacă chestia asta blochează calea și ea nu mai poate să treacă, o să mor de râs. Hai să vedem dacă funcționează. Mai avem câteva secunde și intră la noi în casă. Haide, Mariah, să te văd. Să te văd dacă ești pregătită de așa ceva. Femeia de la geam. Uite, avem geamul aici. Chiar aici este geamul, ia uite-l. Ok, vine. Hai, să te văd. Ești mecheră? Ia-o-t-o că vine. Unde e? A, da, chiar vine. Ok.
Nu lasă să treacă mai departe. Moș Crăciun ăsta nu lasă să treacă mai departe, chiar o distruge? Evil Santa. Nu-i place de Moș Crăciun deloc și dacă atinge vreo jucărie sau pe moșu, se duce, papa, la revedere. Ok, asta e un ending destul de bun. Și mai avem două endinguri. Să-mi dau eu seama din pozele astea? Poate... Ce-ar putea să fie? Păi, unul dintre endinguri, cu siguranță trebuie să fie în momentul în care nu te găsește deloc, cred. Și asta cred că poți să-l faci doar dacă te ascunzi. Fiți atenți că pot să mă ascund după canapeaua asta de aici. Ia stai o secundă. Mai trebuie un cadou de la mare și nu știu unde găsesc. Deci ca idee, dacă voi vedeți un cadou de la mare și eu nu-l văd, e, uite-l aici. E pentru că la voi se vede mult mai luminos decât ce văd eu. La mine se vede foarte întunecos. Adică nu știu dacă pot să vă arăt. Ia stai să văd. Deci cam așa se vede la mine, ca idee. Cam așa se vede. Și așa vedeți voi, deci... E mult mai luminos și vezi mai bine obiectele, dar eu mă joc pe... pe monitorul meu. Bă, ce s-ar întâmpla dacă ai stat pe masă? Poți să stai... nu poți să stai pe masă. Vreau să sar tocmai pe masă, dar nu merge. Ok, vom aștepta, cred că în spate aici. Acum am pus cadourile astea aici. Și tehnic vorbind, ea n-ar trebui să mă mai poată vedea, pentru că pe aici nu cred că vine. Pe partea asta de canapea. Și noi dacă stăm aici, ea vine pe aici și verifică bradul, dar aici nu poate să mă vadă. Deci cred că suntem safe după canapeaua asta. E ora 12, deci clar acum vine. Ia să vedem. A spart ușa. Ok. Stăm aici. Deci practic, ca să scap de tot, ar trebui ca bara aia de rampage de sus să se... ducă până la maxim. Adică să se enerveze super de tot. Și pe asta ar trebui să ne lase în pace, cred. Asta ar trebui să se întâmple. Sper să nu vină pe aici. Că dacă vine pe aici mă vede. Deci mă vede după canapea. Ok, momentan nu e super nervoasă. E așa puțin nervoasă. Dar de obicei mă vedea după ce trecea un pic. Acum mă vedea de obicei. Uite, acum nu mă vede. Nu știu unde e. Aș scoate capul să văd unde e. Dar parcă n-aș vrea. N-aș vrea să mă vadă. Mai degrabă stăm și așteptăm aici. Uite, deja s-a făcut roșie bara de sus, vedeți? Deci se enervează din ce în ce mai mult. Eu aud că merge pe aici prin casa, dar nu știu unde e. Dar se enervează rău, rău de tot. Cred că asta e șmecheria. Pentru că uitați-vă bara de sus cât s-a dus. Și nu m-a găsit încă. Și de obicei te găsea imediat. Adică până și sub brad, mă băgam sub brad și puneam toate cadourile acolo și tot mă vedea. Și nu înțelegeam cum. Survivor! Ăsta a fost. Și mai este încă unul. Unknown ending. Pare că e ceva cu foc. Trebuie să o vezi. Și ending-ul ăsta are legătură că ești speriat că ai văzut-o. Ceva de genul ăsta. Ia să vedem dacă mi-l dă. Da, mi l-a dat. Și acum avem practic toate ending-urile disponibile. Și ăsta a fost jocul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Poate mai găsim și alte jocuri în genul ăsta, pentru că v-am zis, mie îmi plac foarte mult jocurile cu multiple ending-uri și cred că mai sunt câteva disponibile. Așa că ne auzim data viitoare. Pa, pa!